Bursele studenților de la universități vor varia între 560 și 720 de lei în funcție de categorie. Tinerii care își fac studiile în colegii vor primi până la 560 de lei, iar cei care învață în școlile profesionale vor avea burse de 330 de lei. La programele de masterat, mărimea bursei va fi de aproape 800 de lei, iar doctoranzii vor primi puțin peste 1000 de lei. Cu 200 de lei vor primi mai mult decât cei de la alte specialități, studenții din ultimul an de studii de la pedagogie, agricultură și medicină.